Filmul începe în 1991, în Da Nang, Vietnam. Un ucigaș pe nume Mu Di Daton, în ploaie torențială, intră cu precauție într-o clădire în care mai mulți insurgenți zac morți. Mu Di încearcă să le fure banii până când aude un zgomot. Deschide ușa la un șifonier și găsește o fată îndreptându-i un pistol. Mu Di e pistolul fetei, dar are o altă armă de rezervă. O convinge că nu o va răni și ia fata cu el. Apoi filmul trece la 30 de ani mai târziu. În București, un gangster pe nume Vali este răpit și ținut ostatic pentru o răscumpărare. Fata de la început, acum o femeie adultă pe nume Anna, îl duce pe Vali să-și întâlnească bărbații pentru a colecta banii de răscumpărare. Dar în loc să primească banii, Anna este dusă la tatălui Vali de către acoliții șefului Don Preda. O amenință pe Anna și o întreabă cine sunt acești oameni, dar ea își exprimă adevărată intenție, care nu este banii, ci să ajungă la Don Preda. Anna îl ucide înjunghiindu-l în gât și ucide pe ceilalți doi paznici înainte de a scăpa. Pe măsură ce pleacă, ceilalți paznici sunt și ei uciși de un lunetist. Val este lăsat în mijlocul unei păduri legat. Acum, Anna locuiește cu Mu Di și cu o servitoare, Claudia. Ei încearcă să sărbătorească ziua lui Mu Di, dar el continuă să se joace cu noua sa dronă. Mu Di a crescut-o pe Anna ca pe fica lui și au o seară plăcută. Ea îi oferă cadou de ziua lui o chitară a lui Albert King. În timp ce încep să discute despre afacerea în care sunt implicați, Mu Di spune că a stat pe urmele la un om din 1998. Mu Di continuă să tușească între timp. Anna merge la proprietarul unei spălătorii, Benny, pentru a încerca să obțină informații despre bărbatul căutat de Mu Di. Descoperind care o librărie elegantă, unde într-o zi primește vizita unui bărbat pe nume Rembrandt, care susține că vrea un cadou rar pentru un prieten pasionat de cărți. Îi cere $265.000 pentru o carte de poezie anonimă a lui Edgar Allan Poe, dar bărbatul refuză și înainte de a pleca recită una dintre poeziile din carte. Mai târziu, Anna fuge în parc, unde Benny oferă informații despre țintă, Lucas Hayes, care se află în Da Nang în vremea când Mu Di a găsit-o pe Anna. Când Anna se întoarce acasă, o găsește pe Claudia moartă și urcă să-l găsească și pe Mu Di fără viață. Sună telefonul lui Benny pentru ajutor, dar găsește spălătoria goală și Benny fără viață. Anna merge la librărie pentru a lua arme și bani. Între timp, niște criminali încep să tragă în ea prin ferestre. Ea se preface că a fost împușcată. Unul dintre ucigași se oprește să-și informeze șeful și altul se apropie pentru a o verifica. Când unul aude împușcătura, el încearcă să scape, dar ea îl împușcă în cap și îi ia mașina. După ce și-a pierdut singura familie, Anna decide să se răzbune și se întoarce în Vietnam pentru a găsi o cale către persoana care a ordonat ca Mu Di să fie ucis. Prin relatările și știrile lui Billy, Anna află că Lucas Hayes este fiul lui Edward Hayes. Edward a fost un om de afaceri, inculpat pentru crime de război, care a fost ucis într-o explozie de mașină în Da Nang. Într-un reportaj din presă, Anna l-a observat pe Mu Di stând în mulțime lângă locul crimei și a concluzionat că Mu Di a aruncat în aer mașina lui Edward. După uciderea tatălui său în ziua de Crăciun din 1991, Lucas a rămas la Paris până în 1998, dar s-a întors la Da Nang în martie 1999. Pe 2 iunie 1999 a fost internat la spitalul din Santa Quiteria. După asta nu mai e nimic despre existența lui. În scena următoare, vedem un grup de motocicliști. Dintr-o dată, un motociclist foarte bun vine din sensul opus și îi dezechilibrează pe unii dintre ei. Liderul urmărește motocicleta și se dovedește că motociclistul este Anna și că liderul grupului de motocicliști Billy Boy este un vechi prieten de-al ei. Ea îi cere ajutor pentru a ajunge la Yosinovol, să vorbească cu el o singură dată. Billy, împreună cu gașca lui de motocicliști, o ajută să se apropie de vechiul partener de afacere al lui Edward, Yosinovol, urmărindu-i mașina și înconjurându-l cu motocicletele lor, ținând armele din toate părțile. Se urcă în mașina lui Vol, spunându-i că scopul ei era să stabilească o întâlnire cu el. Vol se află în biroul lui cu avocatul Duquette, iar Anna îi spune despre toate defectele în chestiune, deoarece cine a cerut informații despre Lucas a fost ucis. Vol devine nervos și spune că nu are nimic de a face cu asta. El este pe cale să spună totul, dar Duquette îl ucide pe Vol împușcându-l. Mai sosesc alți oameni înarmați, dar Anna îi sparge fața lui Duquette și se urcă pentru a scăpa. Urmează o scenă de luptă mortală între cei doi, Anna îndreptând pistolul spre Duquette, apoi intră în altă cameră, deconectând niște cabluri. Ea reușește să iasă din clădire, dar este lovită de o mașină și luată de Duquette și ceilalți bărbați. Duquette o ia pe Anna în custodie pentru a fi interogată, pentru a afla de ce îl urmărește pe Lucas sau Edward. Este torturată de mai multe ori cu un jet de apă și ținută captivă o vreme, până când apare Rembrandt pentru a-și dezvălui implicarea în toate acestea. Explică că nu este implicată în moartea lui Mu Di și a celorlalți.
El și Duquette lucrează pentru aceeași persoană, dar nu a mers niciodată în aceleași condiții ca Duquette pentru a ajunge la Anna. Mai târziu, criminalii intervin să o tortureze din nou pe Anna, spânzurând-o, dar fata îi învinge și îi omoară pe toți, reușind să scape. Reușește să ajungă la ascunzătoarea lui Billy pentru a se proteja. Rembrandt vine să o verifice și descoperă că a fugit și a făcut mișto de Duquette. Apoi apare un flashback. Moody și Anna trec granița și Anna nu are un pașaport. Moody îl plătește pe soldat, dar acesta din urmă nu o lasă pe Anna să treacă. Moody se preface că pleacă și îi dă Annei pașaportul, iar după ce a făcut câțiva pași, se întoarce și împușcă soldații. Înapoi în prezent, Anna îi spune lui Billy că Moody a ajutat-o și că a fost amabil cu ea. Trebuie să ajungă la ucigaș. Billy o ajută pe Anna să găsească spitalul unde a fost internat Lucas. Vorbește cu o călugăriță care lucrează acolo și îl găsește pe Lucas, care este adult și nu se mișcă și nici nu vorbește. Rembrandt află că Anna s-a dus la spital și aranjează o cină cu ea. Prietenul său îi spune lui Rembrandt că este intrigat de Anna, dar el îi răspunde că este doar curios. Anna îl întâlnește mai târziu pe Rembrandt la cină, unde încearcă să o facă să renunțe la munca lui Edward, dar ea explică că această misiune este personală pentru ea. După cină între Rembrandt și Anna, el se implică într-o luptă de stradă cu bătăușii locali, angajați de Duquette, dar supraviețuiește. Între timp, Anna îl ucide pe Duquette. Rembrandt sosește și vede că Duquette a fost spânzurat. Fără să știe despre Anna, ea îi ține o îmbuscadă și se luptă cu el, dar în cele din urmă decide să petreacă ceva timp împreună. În ciuda acestui fapt, Anna îi spune lui Rembrandt că își îndeplinește misiunea. La ieșire, Anna este atacată de unul dintre acoliții lui Edward, dar bărbatul înarmat este ucis de cineva, care se întâmplă să fie Moody în viață și bine. Acesta din urmă o ia pe Anna și dezvăluie că a prefăcut moartea lui, folosindu-l pe unul dintre asasini drept momeală, distrugându-i fața și convingând autoritățile că a fost el. El și Anna se întâlnesc din nou cu Billy, în timp ce plănuiesc eliminarea finală a lui Edward și Rembrandt. Edward organizează un banchet cu securitate peste tot. Anna se infiltrează, deghizată în chelneriță. În timp ce Edward ține un discurs, ea încearcă să-l omoare, dar este oprită de Rembrandt. În timp ce Anna și Rembrandt se luptă, Edward este dus la bunkerul său de panică, pentru a-i salva viața. Spre surprinderea lui Edward, Moody l-așteaptă cu o bombă în geantă. Înainte de a muri, Edward mărturisește că și-a înșenat moartea pentru a-și proteja fiul Lucas de amenințările sau răul inamicului său. Moody râde sarcastic la cererea emoționantă a lui Edward și subliniază că el a făcut toate acestea pentru a se salva. Moartea falsă a fost șansa lui Edward de a dispărea, pentru că nimeni nu caută un mort. De-a lungul anilor, Edward și-a condus organizația criminală de pe o insulă izolată. În cele din urmă, Moody povestește călătoria captivantă pentru a-l găsi pe Lucas. Moody s-a simțit vinovat că a luat un tată de la un fiu și prin urmare a vrut să-și compenseze greșelile. Nu ar fi putut să știe că rețeaua de afacere a criminalilor bogați este dincolo de înțelegerea oricui. Odată ce confesiunile s-au încheiat, Moody aruncă în aer buncărul cu o bombă. Se sinucide cu Edward. În timp ce petrecerea este în haos, Anna scapă, dar este împușcată în braț de Rembrandt. Reușește să scape de el. Un flashback arată noaptea în care Anna a fost martoră la decapitarea mamei sale de către insurgenți și la împușcarea surorilor și a tatălui. Au dus-o pe Anna la scuzătoarea lor, unde șeful bărbaților a montat un pistol în fața ei și a amemorat totul. După ce bărbatul a plecat, Anna montează o armă și ucide toți bărbații, iar în cele din urmă Moody o găsește. În prezent, Anna este grav rănită în lupta cu Rembrandt, dar reușește să scape după confuzia exploziei. Anna se îndreaptă către o clădire abandonată, aceeași în care Moody a găsit-o când era mică. În acest moment apare Rembrandt, care a găsit-o pe Anna în clădire. Cei doi se uită unul la celălalt, sub amenințarea unei arme. Anna spune că nu-l poate lăsa pe Rembrandt în viață. Chiar dacă cei doi au o relație personală, ea știe că îl va avea mereu în spate dacă el trăiește. Este singura persoană în viață care știe ce a făcut. Rembrandt încearcă să o descurajeze, să o convingă că ar putea pleca, dar el nu lasă arma. Este arătat exteriorul clădirii și se aude o împușcătură. O singură umbră este văzută mișcându-se și o clipă mai târziu Anna iese din clădire, singură. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!